Hei, salut, prieteni! Am ieșit și eu acum din casă, n-am mai luat camera cu mine, am numai telefonul cu mine. O să încerc să fac vlog cu telefonul astăzi, că am văzut că se poartă la foarte mulți youtuberi. Mă duc până la coasta de est, pentru că pierd antigel pe undeva. Hai să vă arăt cam cât de rea e situația. Dar mai întâi mă duc până aici, aproape la un magazin, să iau niște antigel ca să nu merg cu el gol așa până acolo, că e nașpa să mergi fără antigel. Oricum și senzorii mașinii au luat o razna, crede că se supraîncălzește și cu siguranță se supraîncălzește dacă n-are antigel. Noroc că e aproape magazinul, e la 30 secunde de mers cu mașina, pun antigel și mă duc la băieții de la coasta de est, în speranța că nu-l voi mai pierde. Da, deci ideea e în felul următor. Pompa de apă și distribuția trebuie schimbate. Așa că mașina o las aici la băieți, pentru că e periculos să mai merg cu ea așa, pentru că s-ar putea să-i stric motorul. Să vedem când ori avea timp să-mi o facă și mie, să-mi schimbe distribuția, pompa de apă, până vin piesele, până poate să mă strecoare, că sunt destul de ocupați. Până atunci probabil că o să îl rog pe Horia să împart fiesta cu el. Gata, mi-a venit și mie taxiul aici. Am lăsat Fabi acolo și mă îndresc spre casă. Gata, și am ajuns acasă. Mă simt foarte prost așa că nu am mașină. Ion. Ion's ok. Da. Astăzi o să continui, pentru că nu mi-am luat camera la mine, astăzi continui și o să fac vlogul numai cu telefonul. Toate cadrele filmate cu mine. Subscribe pe H Fitness, a? Da. Și cumpărați tricourile lui Muntreoi. Toate cadrele cu mine sunt. S-ar putea să vadă invers cu camera din față. Deci toate cadrele cu mine sunt filmate cu camera din față, iar restul sunt filmate cu camera din spate. Camera din față filmează 2K, camera din spate filmează 4K. Știi că stai pe banii tăi, nu? Staționăm... Bine, hai după. Și cam atât pentru astăzi. Dacă am rămas fără mașină, a trebuit să mă întorc acasă, plus că am mai avut niște treabă, am mai editat niște videouri din proiectele mele pe care le-am separat de vlogul ăsta. Astăzi am primit o veste foarte bună și anume am câștigat la un concurs organizat de Samsung România 2 bilete la Antol pentru mine și Ana. Așa că vineri la prânz vom fi în Cluj și vom sta până duminică seara acolo. Este pentru prima oară când mergem la un asemenea festival și mai ales la Antol. Așa că sunt foarte curios să văd cum o să fie acolo. Problema e că m-am uitat acum pe lista obiectelor permise acolo înăuntru și nu o să am voie cu camera. O să trească cumva să mă scurc cu telefon și probabil o să fie destul de întuneric pe acolo, telefonul nu o să prea facă față. Vom vedea cum ne descurcăm, dar o să vină câteva lucruri mișto de acolo. Se mai petrec câteva lucruri în fundalul vieții noastre, dar o să aflați chestiile astea, cred și sper, săptămâna viitoare. Cam atât pentru astăzi, un vlog scurt așa. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi dați un like dacă vă place ceea ce fac, să dați share, să vă adăși prietenii voștri și ne vedem mâine.